Bună ziua, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Amprente. Eu sunt Irina Spilcă, gazda dumneavoastră, iar astăzi am pregătit o ediție de sărbătoare pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, centenarul Marii Uniri. Invitații mei sunt cantautorii Vanghele Gogu și Cristinel Dohatcu, doi oameni cu iubire față de muzică și față de România, doi oameni care dăruiesc oamenilor din prea plinul lor muzical. Din motivul acesta i-am și invitat și vreau să-i salut în momentul de față și să le mulțumesc pentru că mi-au acceptat invitația. Bună ziua, bine ați venit la noi! Sărut mâna, bună ziua ascultătorilor noștri și celor care ne urmăresc pe Facebook. Invitația noastră mă onorează, mulțumesc! Sărut mâna, vă mulțumim frumos pentru invitație. Oricând vom veni cu plăcere în emisiunea dumneavoastră. Pentru că vorbim de România, de români, de centenar. O să încep prin a vă întreba pe amândoi cum simțiți această sărbătoare a centenarului și cum ar fi frumos să fie primită de români și sărbătorită în același timp. În primul rând, simt românește și indiferent de convingerile noastre și alegerile noastre și de etnia noastră, pentru că eu fac parte din comunitatea română, cu toții suntem români. Toți trebuie să avem conștiința unei Românii unite, ca să zic așa. Cum ar trebui să sărbătorim românii? În primul rând, să avem conștiința că suntem pe acest pământ de mii de ani și doar împreună putem face România copiilor noștri, să zic așa. Actul Unirii, unirea care s-a împătuit acum 100 de ani, a fost un act foarte puternic în istoria României. Au participat foarte mulți români, s-au adunat din toate colțurile, oameni de cultură, episcopi, mă rog, delegați care au participat și care și-au pus semnătura pe actul Unirii. Au fost foarte entuziasmați, totul s-a petrecut foarte bine. Ajungând în zilele noastre, părerea mea că actul Unirii este privit la momentul actual, poate că nu de toată lumea, dar cu anumită indiferență. Și indiferența asta față de istoria noastră nu se găsește numai la noi. Și în Europa e o tendință de genul ăsta și în cărțile de istorie se scrie foarte puțin, se scriu generalități și nu exact istoria cum a fost. Istoria cum a fost nu poți să o cunoști decât din tată în fiu, din strămoși, care merge așa din gură în gură, cum se spune. Ar trebui, cum știm foarte bine că manualele școlare, cum sunt făcute, ar trebui mult mai bine organizate, cel puțin cele de istorie. Pentru că dacă nu-ți cunoști rădăcinile și istoria, înseamnă că nu știi exact cine ești și pe ce cale să mergi. Nu ai o direcție. Nu ai o direcție. Patriotismul, sau cuvântul patriotism, părerea mea că e perimat și nu din cauza celor care îl simt încă, din cauza folosirii acestui cuvânt foarte des înainte de 89. Patriotism, suntem patrioți, suntem, dar erau numai de fațadă toate vorbele astea. Și atunci, probabil că patriotismul, dacă nu ți-l manifesti, sau dacă îl manifesti, ești privit ciudat. Ia uite și ăsta face paradă cu steaguri, cu chestii, cu patriotism. Hai să ne gândim la americani. Au steagurile la peste poartă, tot. Peste tot și indiferent de ziua independenței, ziua lor și așa mai departe. Da? Deci trebuie să fim mândri să purtăm steagul și drapelul României la geam, la unde putem să-l afișăm. E o părere. Acum, cum să vă spun, ajungi să-ți fie jenă să mai spui că ești patriot și că să-ți manifeste această bucurie. Dar oare patriotismul nu vine și din Uniunea Românilor?
Adică hai să ne ajutăm unii pe ceilalți, nu ba să da. Ne urâm, nu să ba ne da. Separăm. Numai că ajutorul unora cu altora este perceput greșit. Eu te ajut pe tine, hai, ești fraier. Serios? Da. Deci chiar pe așa, pe chestia asta se merge. Da, din păcate. Și asta, din păcate, probabil că tot din cauza politicienilor, că nu folosim... Da, nu să abordăm tematica exact, politică. Tot din cauza politicienilor, în sensul în care interesele lor primează și te învrășbesc. Ăla contra celuilalt și așa mai departe. Și de aici se iscă problemele. Tu cum ai întâlnit în periplul tău prin țară, Vanghele? Adică ți s-au părut oamenii uniți? Oamenii sunt foarte uniți. Eu nu împărtășesc același punct de vedere ca colegul meu Cristi. Dar în Cenacul Flacăra, în toate concertele care le-am avut, s-a simțit unitate, s-a simțit dragostea față de țară, față de exprimarea limbii și așa mai departe. Eu văd românii niște oameni extraordinari și foarte, foarte, foarte iubitori de țară. Ai avut concerte și în afară? Da, am fost de curând, am fost în Belgia cu Andrei Păunescu, am fost la Roma. Urmează pe 2 decembrie în diaspora la Roma să mai susținem un concert la un teatru, nu mai țin minte exact cum se numește, locația. Românii din diaspora sunt avizi de cultură, de valoare și de-abia ne așteaptă să împărtășim cântece patriotice. Și nu numai. De dragoste, de țară, de părinți, de limbă și suntem foarte bine primiți. Când mergeți afară, adică afară din țară, simțiți dorul ăla lor cum da, stivuiește din suflete? Se simte dorul lor. E ceva cum vă primesc ei? Deci când aterizăm, vreau să spun că suntem așteptați ca niște zei acolo. Dom'le, au venit să ne încânte, să ne mai exprime până cântece, poezia cântată care se numește folk. Și vedem că se bucură și pe noi ne bucură și mai mult, pentru că știm ce înseamnă. Eu dacă stau 10 zile plecat din țară, nu mai rezist. Mai iau un dor de țară când ajung în aeroport și pun piciorul pe pământ românesc, parcă simt că s-a întâmplat ceva cu mine, ca și cum mă duce la biserică prin urmare și ies. Aceeași senzație am. Nu rezist mai mult de 10 zile. Și vorba aia, am fost în toată Europa. Trebuie să spun că zâmbesc, pentru că de câte ori plec undeva într-o călătorie, fix același sentiment îl am după 7 zile, hai să nu zic 6, dar după 7-8 zile deja nu mai am stare, stau ca pe ghim, vreau exact. Acasă, vreau la mine acasă, între românii mei, să aud românească, vorbindu-se, să fim mai acolo uniți, să vorbim, să socializăm, pentru că oriunde te-ai duce, nu ești ca acasă, nu e așa cum trebuie să fie. Atunci când ai suflet de român, pur și simplu sufletul tău vibrează doar cu țara în care locuiești și unde te-ai născut. Și vreau să-l întreb pe Cristinel, pentru că a fost ofițer de carieră. A fost unul dintre motivele pentru care ai dat la școala militară, la Academia Militară? La școala de la Sibiu, da. A fost o tradiție, tatăl meu fiind tot ofițer, stând într-un bloc cu ofițeri și cu fii de ofițeri, care au plecat la liceu militar, mama nu m-a lăsat să merg la liceu militar, a zis băiatul mamei stă acasă și face liceu și n-am mai, până la sfârșit nu s-a mai înțeles cu mine și am mers la școala de ofițeri. După ce am terminat școala de ofițeri, am ajuns într-un loc unde, într-adevăr, așa cum spune colegul meu, în Ardeal. În Ardeal sunt alt fel de oameni. Este adevărat ce spune el. E adevărat. Și nu-l contrazic. Sunt grupuri de oameni și comunități care simt românește cu adevărat. Abia acolo există patriotismul pur, adevărat. Vorbind de orașele mari și unde stresul cotidian și asta e mai puțin. Dar te întrerup sunt... puțin, dacă îmi permiți, da. Te cred, dar crede-mă că în diaspora... Toți românii sunt uniți. Da, și toți românii sunt de acord. Uniți. Și se ajută cât pot. Vorbeam de țară, cei din afară. Da. Eu cred că se întâmplă asta pentru că majoritatea atunci când pleacă, nu pleacă de drag, pleacă doar din nevoie și atunci pleacă cu inima frântă, pentru că nu li se oferă tot ce au nevoie aici și nimeni. Muncesc din greu.
Sunt convinsă că din toți cei care au plecat, foarte puțini au plecat doar din plăcerea de a pleca, pur și simplu au plecat din necesitate, din nevoie. Au plecat din necesitate de a-și acasă, de a-și construi o casă, de a-și construi un viitor pentru copii și așa mai departe. Eu zic că se poate și în România până la urmă, sau dacă nu se poate încă, se va putea, pentru că asta construim bucățică cu bucățică la nivelul nostru, fiecare. Punem umăr de la umăr și o să facem o Românie mare așa cum ar trebui să fie. Pentru început, zic eu, să facem o cântare. Sigur. Că așa ne stă bine. Sigur. Voi interpreta piesa Câți voi, piesa cu care m-am lansat în Cenacul Flacăra în 1984, dar o să vorbim mai târziu. 15 ani aveai atunci. 15 ani. Dar vorbim mai târziu despre asta. Să după începem piesă. După piesă. Asta do ludi foară greu, plac lui Dusearmân lui și da de Dumnezeu. De când o ia stieta, do ludi foară greu, plac lui Dusearmân lui și da de Dumnezeu. Hei, câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei voari stea gârșească. Câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei moari stea gârșească. Mi-aduc aminte daima de când eram la hoare, când laptele de oaie era prota măcare. Mi-aduc aminte daima de când eram la hoare, când laptele de oaie era prota măcare. Hei, câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei moare stea gârșească. Câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei moare stea gârșească. Mi-aduc aminte daima de când eram maniți, când noi țineam în casă oaia cu mielăciurup. Mi-aduc aminte daima de când eram maniți, când noi țineam în casă oaia cu mielăciurup. Hei, câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gâșească. Câti voi, câti voi, leacoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gâșească. Cu părcos de lână, cu paltul de șiac, nu nu era arcoare, nici tu chiron înghițat. Cu părcos de lână, cu paltul de șiac, nu nu era arcoare, nici tu chiron înghițat. Hei, câti voi, câti voi, leahoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gârșească. Câti voi, câti voi, leahoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gârșească. Câti voi, câti voi, leahoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gârșească. Câti voi, câti voi, leahoară armânească, armânii preaznucă ei nu are stea gârșească. Superb. Deci eu am dansat, trebuie să vă spun că am dansat și mă devoalez, pentru că nu poți altfel decât așa, să te bucuri de două voci minunate, de doi oameni extraordinari care pun suflet în tot ce fac. Trebuie să vă spun că avem ascultători și vreau să-i salutăm. Cristina Firoiu este cu noi și nici nu mă miră pentru că e prietena noastră. Îți mulțumim, Cristina, pentru că încă o dată ne ești alături. Ștefania Vasile Opri și să vedem cine mai e pe aici. Ia să vedem. Anda, Elena, Tatu, Afinel, Rusu, vă mulțumim și așteptăm să cântați împreună cu noi, pentru că e voie bună, e muzică bună aici la Vocea Armatei. Revenim
la ce spuneam mai devreme, 15 ani avea Vanghele în momentul în care a fost descoperit de Adrian Păunescu la Cenacul Flagăra și vreau să-mi spui cum a fost acea întâlnire și cum te-a marcat pe tine. Întâlnirea magistrală, ca să spun așa, cu domnul Adrian Păunescu, bosul, cum îi spuneam noi, s-a petrecut în 1984, sala polivalentă Brăila. Este o poveste scurtă, dacă vreți să permiteți să vă spun. Se făceau niște preselecții în spatele scenei, în spatele scenei mari și se înscriau acolo cine are talent și așa mai departe. Și la un moment dat tata ne-a încurajat, eram cu sora mea Doina atunci, ne-a încurajat, haide mă, scrieți-vă și voi acolo, poate o să cântați și voi muzica noastră, muzica română. Și era mult timp pe listă, domnul Vasile Șeicaru, domnul Frușcă, ne vedea că eram copii, puțin agitați, domnule, nu cred că avem noi șanse să intrăm pe scenă. Și la un moment dat, domnul Șeicaru și domnul Frușcă, copiii, nu plecați de aici, intrați la bos. Am intrat la bos, am fredonat, cred că jumătate de strofă din cât e voi, nici măcar refrenul. Cu bosul, lângă bosul se aflau atunci Magda Pușca și Tatiana Stepa. Și bosul impunător pe scenă, îl luăm cu noi, extraordinar. Și de atunci mi-a schimbat cursul vieții. A fost ceva extraordinar și turneele, sutele de concerte. A fost foarte frumos. Dar vă așteptați? Nu mă așteptam. Nu. Ce se întâmplă? Eram copii, nu realizam atunci importanța momentului. Notorietate și nu o realizam. Emoții n-aveam. Târziu am învățat să... Am fost ajutat de colegii din Cenacul Flacăra să fiu mai pus la punct cu notele, cu ce trebuia să fac acolo, să fie bine, să iasă bine, intrări, ieșiri, pentru că nu aveam experiență. Și în timp, rulând, toate s-au rezolvat de la sine. Revenim puțin la partea asta de militarie, pentru că într-un fel sau altul amândoi vă perindați prin sistemele militare, unul frate cu celălalt. O să ne spună și Vanghele de unde face parte, așa cât poate să ne spună. Da, dragostea față de patrie pentru mine este precum dragostea față de muzică. Noi militari, eu sunt jandarm, spre exemplu, dincolo de percepția oamenilor că noi am fi niște oameni rigizi, să știți că în spatele uniformei de jandarm se află un spirit boem, spirit de trubadur, ca să zic așa. Am mai avut un jandarm aici invitat, un coleg de-al tău, pictor, așa că știm ce se ascunde înțeles. Dincolo de haina da. Aceea care pare rigidă. Mai mult servesc patria, sunt jandarm și cântecele patriotice, ați văzut că în cenaclu de fiecare dată sunt nelipsite și foarte, foarte bine primite de publicul larg. Cum petreceați voi toate sărbătorile astea de 1 decembrie? Mergeați cu prietenii, erați împreună, mergeați la parade? 1 decembrie când? Înainte de 89 sau după 89? Și pentru că ziua națională înainte de 89 a fost alta. Și... Să facem o paralelă așa, dacă... Da, ce să spun, eu fiind ofițer financiar, nu prea aveam treabă cu... Nu aveam treabă cu... paradă sau cu alte chestii. Știi, la birou... Lucrez cu cifre. Cu cifrele, da. În schimb, cântând, se organizau, era zi liberă, sau după spectacolul respectiv, sau după ce se citea ce se citea, era o scenă improvizată, sau mă rog, și cântam acolo. Cu Lainău, de exemplu, unde am terminat școala, am avut două grupuri folk când am ieșit ofițer, una cu niște fete de alea cadrelor la INN-ul, și un grup cu doi soldați care știau foarte bine să cânte și am avut această posibilitate. A cânta și pe scena Casei de Cultură de la Arad și se organizau aceste mici, cum să zic, festivități. Așa se erau denumite, festivități, unde, într-adevăr, cântam cântecele... Pe vremea aceea nu știu dacă nu se cântau cânte sau cântecele patriotice erau cântate de coruri, erau alt sistem. Încercam și noi să mai furăm din cenaclu, că realizez că datorită cenaclui m-am apucat de cântat la chitară și
Mi-a plăcut atmosfera, mi-a plăcut cât am putut să văd atunci. Când am venit în București, am mers, am foarte multe concerte de la ora, inclusiv văzându-l pe scenă. Acum 35 de ani. Acum 35 de ani, da. Deci prietenia dintre voi doi de datează? Nu, este de dată recentă. Eu îl știam pe scenă, adică n-aveam de unde să-l știu. Eu nu mă apropiam de... Am avut o tendință de a merge, am trimis un bilețel, dar la o nebunie care era în sală nu m-a chemat nimeni. Pentru că făcusem un cântec pe versurile marelui poet Adrian Păunescu, Leagă pentru toată copilăria. Îl făcusem așa, pur și simplu, învățasem să cânt la chitară și făcusem un cântecel și vreau să mă asculte, și, dar n-am reușit să ajung. Și după asta am cântat, am urmat cursul normal, am învățat să cânt, nu știu foarte bine să cânt la chitară, dar să mă descurc, cât să mă descurc și cât să pot să-mi fac cântecele mele. Nu-mi place să cânt cântecele altora. Nu vorbesc de cele consacrate pe care le cânt împreună cu el și cele patriotice. Pentru asta, astea sunt cântece pe care le sunt cu tradiție. Cânt, sunt cu tradiție și sunt cântece care nu numai că merită, trebuie cântate. De exemplu, eu am avut mai multe concerte acum în ultimul timp, dar atât de mult mi-a plăcut ultima lor intervenție și ultimul concert pe care l-au avut la Cotlea, unde Andrei Păunescu, care este continuatorul muncii tatălui său și care merită tot respectul pentru... Și pe care ne vom strădui să-l aducem și noi aici, exact, la Vocea Armatei. De fapt, trebuia exact să vină astăzi, dar s-a întâmplat ceva și... Merită tot Andrei respectul. Andrei este la studioul la înregistrări, pentru că este foarte strict programul la studioul de înregistrări și o să vină cu altă ocazie. Merită tot respectul pentru ceea ce face și pentru că duce mai departe munca tatălui său. Mai ales pentru acest lucru. Noi, ca spectatori, eu vorbesc ca spectator, mă simțeam în altă lume când intram în cenaclu. Când ieșeam de acolo, se rupea totul și intrai în cenușiul vieții cotidiene. Andrei a ținut o lecție, efectiv o lecție de civism și de patriotism cu niște copii din Cotlea, pe care i-a chemat lângă scenă și cu care a cântat cântece adevărate patriotice și pe care i-a învățat ce înseamnă adevăratul patriotism și cum să-și iubească cât de bine țara. Asta mi-a plăcut foarte mult. Am văzut o înregistrare făcută live de acolo, de la concert, și am rămas până când s-a terminat așa. Da, niște copii extraordinari. Da, da. Extraordinari. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta, ce a făcut Andrei. Chiar spuneau, când reveniți, o să mai revenim. Da, să avem timp, programul e foarte încărcat. Da, a ținut efectiv o lecție. Oricum, asta este cea mai mare satisfacție în momentul în care ești artist, să vezi că oamenii din jur, pur și simplu, își doresc foarte mult să asculte în continuare lucrurile pe care tu le faci sau să le citească, depinde de ce fel de artist ești. Dincolo de patriotism, în momentul în care sunteți pe scenă, cum trăiți momentul ăla? Cristi, pentru că sau? E o trăire. Depinde ce cântăm. Cum să spun? Cântând cântecele pe versurile unor poeți cu care am lucrat, mă amintesc aici pe Cristi Vericu, cu care am lucrat foarte mult. Urmează să scot și un CD unde 7 cântece de pe acest album sunt pe versurile poetului Cristi Vericu. Preconizezi așa o dată? S-ar putea prin ianuarie, nu știu, în ianuarie, de la început până nu știu exact să te spun. Nu de alta, dar eu vreau să-l agăț așa și să-l aduc din nou la Vocea Armatei și să vină să ne povestească. Am spus din timp și să aduc și poetul. Eu ce să spun, de câte ori sunt pe scenă, îmi doresc să transmit emoții, să transmit un mesaj și să înțeleagă publicul larg ce vreți să transmitem. Cu ce e mai bun din mine, încerc să scot ce e mai bun din mine. Crezi că dacă, de exemplu, ai un talent, dar nu ai trăire, poți să-l duci până la capăt acel talent? Adică să-l exprim dacă nu cred ai iubire pentru lucrul ăla? Cred că trebuie să ai și iubire, că altfel nu se poate. Pentru că am văzut oameni talentați care nu... Trebuie să ai și o trăire, să simți ce vrei să transmiți. Deci un om talentat, efectiv, cântă tehnic. Doar atât. Deci știe să cânte, scoate sunetele corecte, cântă tehnic. Dar nu transmite mai departe, de scenă nu transmite.
Dar dacă nu ai talent și încerci să faci... Cunoaștem câțiva colegi artiști care... Dar nu dăm și asta nu sunt răutăți, sunt pur și simplu un adevăr. Au muncit și au ajuns de trebuie. Au muncit foarte mult. Bravo. Dacă muncești, chiar dacă n-ai talent, dacă muncești mult, muncești repetiții reușești. Și reușești. Se poate și așa. Se poate, dar mai greu. Vanghele, tu cum ți-ai dat seama că ai talent muzical și de unde ai început? Cine ți-a dat, cine ți-a făcut vânt spre treaba asta? A, e o poveste frumoasă. Aveam 11 ani și tata îi plăcea foarte mult muzica. Și la un moment dat aveam magnetofon, cum era înainte, cu benzi, casetofoane. Și vine un domn la dânsul și spune, domnule, dă-mi și mie un casetofon să ascult și o muzică. Băi, nu ți-l dau, că uite, numai pe ăsta l-am și mie îmi place să ascult. Îți dau o armonică la schimb, vrei și mi-l dai de tot dacă. Și dau, ta, armonică, da, ia. A adus armonica, a făcut barterul și a adus acasă acest instrument. Asta se numește armonică, bine, asta e din colecție, e veche din 1938, făcută la Chion. E același lucru cu acordeonul? Nu. Deci nu e același lucru cu acordeonul, pentru că mulți confundă. Și la un moment dat vine tata cu armonica acasă și o pune pe un dulap, cum erau niște, nu știu cum să le spun, mă rog. Și zice, dom'le, spunea la mama, nimeni n-are voie să se atingă de această armonică. Numai eu trebuie să învăț. Adică a adoptat psihologia inversă. Dacă îmi spunea cântă, poate nu mă apucam de cântat. Așa cum pleca dimineața, luam armonica, încercam, o puneam la loc cu creion, cu semn. De fiecare dată foarte, foarte dur. Am luat cineva la armonica asta și nu știu eu. Mama, nu, dragă, nu, numai tu. Și el venea să dea 2-3 minute și punea la loc. Deci psihologia inversă a funcționat extraordinar. Și mulțumesc lui tata pentru chestia asta. Și de acolo, un mare rapsod al muzicii române, era prieten cu tata și puțin rudă, m-a lăsat o săptămână în Tulcea, comuna cu Vâniceanu. Am stat o săptămână, după care a început avântul. Am învățat 3 acorduri, nici nu trebuia mai mult, 2-3 piese mai importantele noastre din comunitate. După aceea singur mi-am văzut de drum până să ajung în Cenacul. În Cenacul, de acolo m-am perfecționat cu ajutorul colegilor, recunosc. La tine cum a fost, Cristinel? La mine, eu cântam de nebun, de mic. Cântam după radio, cântam după ce ascultam. Tot ce auzeai. Da, îmi plăcea foarte mult ce ascultam Cenaclul. Pe vremea aceea se dădea piesele la radio și... Și oricum cred că nu era acces la muzica străină, așa că... Ba da, a fost acces era? Și la muzica străină o perioadă, după care s-a terminat. Și... erau filmele muzicale care mai apăreau la noi cu Cliff Richard, cu, eu știu, Elvis Presley și ce mai, ce se mai, și atunci se mai cântau. Îmi plăcea să cânt și pentru că aveam, zice-se, talent și voce, am fost în corul liceului, mă rog, chestii de genul ăsta. Ideea este că dirijam pur și simplu după radio, când se cânta muzică simfonică și eram în ritm răsfătit. Nu m-am dus spre muzică, plecându-mi haina militară și avându-l pe tatăl ofițer, am plecat pe cariera asta. Însă n-am uitat de muzică și prima chitară mi-a adus-o tata. A fost plecat, mă rog, cu serviciu pe vremea aceea. Se făceau importuri din țările socialiste și mergea acolo și mi-a adus o chitară. Deci a încurajat. Pe care, da, într-un fel da, pentru că s-a văzut că îmi place. Și, dar atât, n-am fost să învăț cu cineva anume. Ai fost autodidact, cum cam se așa, spune, și cam foarte așa. Multă dragoste duce la... Chitara ce eu am și acum, are peste 40 de ani. Ce mai cântăm? Ce mai cântăm? Ce mai zice? Deci o să cântăm piesa Nisoarea de Adio, versul Adrian Ponescu, piesa mea aparține. O piesă făcută în 1996, lansată la Teatrul Național. Să ascultăm. Ah,
aseară, când ne despărțeam aseară, tot mai era un pic de primăvară. Și acum aruncă ochii pe fereastră, a viscolit pe despărțirea noastră. Distanța s-a mulțit cu albul de moarte, departe s-a făcut foarte departe. Și ninge între noi nisoare mare, nisoare de sfârșit de calendare. Și ochii nu mai au ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi n-ai viscolul ce-l iar de rana, și ascult de sub zăpezi siciliana. Vor veni dezastre de tot felul, precum anunță trist violoncelul. Și harpa și pianul mă omoară, reverberându-n fulgii de afară. Mai latră undeva de frig un câine, dar tu ce faci în ziua fără mâine? De fapt, de ce te întreb când eu din mine mi-am interzis să știu de rău sau bine? Și ochii nu mai au ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi n-ai viscolul ce-mi iară de rana, și ascult de sub zăpezi siciliana. Și a venit din soarea alb-albastru să parafeze totul cu dezastru. Să iasă lupe agenții foamei sure din fiecare pâlcuri de pădure. Să vină din orașe mari dihănii și caii aburind să tragă sânii. Și poșta în aceste vremuri stranii să întârzie cu lunile și anii. Și ochii nu mai iau ce să mai vadă, doar urme de jivine prin zăpadă. De ochi n-ai viscolul ce-mi iară de rana, și ascult de sub zăpezi siciliana. Să vezi și tu ce strigă tragic este, să nu mai dai de tine nicio veste. De ochi am dată ninge praf de rază, și drumurile noastre se blochează. Nici nu mai știu de noapte sau e ziua, e doar nisoarea noastră de adio. Minunat, nici nu știu ce m-a emoționat mai mult, dacă linia melodică, dacă textul, oricum se amândouă. Știe. Da, clar, cu siguranță, textul, adică poeziile lui Adrian Păunescu nu au cum să nu te atingă sufletește, dar dacă nu există maestrie în a pune pe muzică, degeaba este un text, dacă îl strici cu muzica, așa că îl felicit, Evanghele, pentru muzica pe care a ales-o pentru acest text, este pur și simplu minunată, te atinge în suflet. Avem mesaje de la ascultătorii noștri. Chris spune: trăirea, dacă ea există și o simțim în glas, suntem în al nouălea cer. Felicitări tuturor invitaților, vă mulțumim și noi. Eu mulțumesc din partea lor, pentru că sunt emoționați amândoi și îi văd, cel puțin Vanghele este așa, o bucurie imensă și îl văd că este chiar cu lacrimi în ochi un pic acolo. George ne spune: dar ce s-a întâmplat, parcă era vinerea emisiunea, am spus, s-a modificat puțin grila de programe, nu e nicio problemă, deci noi nu renunțăm, suntem aici pe poziții, amprente încă rămâne și amprentez sufletele oamenilor așa cum știu eu mai bine. Calde salutări și invitaților, bineînțeles, mulțumim din suflet, ne ascultați în continuare, așa că o să mai cântăm, clar, pentru asta suntem aici. Vanghele, spune-mi, cum merge colaborarea cu Andrei Păunescu și cum s-a legat prietenia dintre voi? Da, de Andrei Păunescu sunt foarte apropiat. Ne leagă o prietenie de aproape 35 de ani. Ne-am cunoscut când eram adolescenți, el avea 14 ani, eu 15 ani. Avem foarte multe amintiri frumoase în comun, pe lângă sutele de concerte în țară și cele care au fost afară. Ce vreau să spun, să subliniez faptul că Andrei Păunescu
gestionează foarte bine fenomenul cenacul flacăra. Încă mai există, este solicitat, asta trebuie să știe românii. Avem multă treabă, suntem solicitați, avem multă treabă, în formulele care le gândește Andrei cu locațiile respective. Și sentimentul de dragoste față de țară, de părinți, de limbă, unitatea națională este transmis prin cenacul flacăra gestionat de Andrei Păunescu. Cristinel. Da. Spune-mi la ce concursuri ai participat, pentru că eu știu că ai luat și niște premii pe acolo. Am luat premii la Cântarea României, nu în concursuri cine știe. Vrem noi să știm, noi scodim tot aici. Premiile au fost premii de, cum să spun, până la nivel județ. N-am mers mai departe, pentru că nu cântam cântece utrească și chestii de genul ăsta. Nu dădeai cezarului cei al cezarului, nu? Da, nu cântam atunci. Nu puteam să cânt așa ceva și era un cântec pe care îl cânt și care are 40 de ani, Floarea de Cais, făcut de una dintre fetele din grup, scrise versurile și compuse de unul dintre băieți muzica. Și cu asta am mers eu la Cântarea României și am luat ceva premii, am diplome de la Cântarea României. Asta a fost premiile. Vreau să ne întoarcem puțin la Vanghele, pentru că are să ne arate ceva. Este un CD pe care l-a scos Andrei Păunescu cu cenaclul Flacăra, nu? Da, Cântece de Țară, cenaclul Flacăra, Andrei Păunescu, CD-ul a fost lansat. Arată-l puțin la cameră, să se vadă și pe pagina noastră de Facebook, Vocea Cântece Armatei. Cântece de Țară, Andrei Păunescu. Unde poate fi găsit? CD-ul poate fi găsit numai la manifestările noastre care le avem și o să fie pus și în vânzare cu alte evenimente. Vreau să spun că câte a fost lansat sunt la... Sunt 13 piese, parcă, sau 15, câte sunt? 15. Și a fost lansat pe 3 noiembrie la Sala Palatului, acea de-a doua ediție, unde vreau să spun că a fost prins foarte bine. Și concertul care a ținut 7 ore și ceva. Sala a rămas plină până la sfârșit. Ceva extraordinar. Extraordinar. Deci e clar, românului este dor de cenacul Flacăra. Da, pe CD avem Iancu la Țebea, Căciula, Colin Doardealu, Jămân la Putna, toate cântece patru cei care le cântăm. Capul de la Torda, Treceți Batalioane, Țara, Proiect de Țară, o piesă nouă, foarte frumoasă, Doamne putește pe români. Deci CD-ul este extraordinar. Avem piese numai una și una, da. Doar timp să le ascultăm, da. Trebuie să avem... Vanghele, spune-mi cum totuși ai reușit să descoperi atât de bine armonica, pentru că nu e atât de ușor să cânti. Adică a fost doar autodidact treaba sau te-ai dus și ai studiat undeva? Deci, pe note și game și așa mai departe, le-am întărit în cenacul Flacăra, v-am spus, cu ajutorul colegilor. Mă învățau notă cu notă ca să iasă bine piesa, să nu greșesc, să nu falsez și așa mai departe. Dar, tot eu trebuie să vă spun, pentru că instrumentul te ajută la un moment dat dacă este original. Dacă este un fake, nu. Adică dacă n-ai tonul original, nu o să scurci niciodată sunetul care ți-l dorești. Eu am investit foarte mult în... Eu am o colecție acasă în instrumente. Am, cred că 12 sau 13, nu mai țin minte. Și caut numai tonuri originale. O colecționez din 1986, vă dați seama, toată țara și unde am fost, unde găseam ceva bun, cumpăram și rezistă până în ziua de astăzi. Instrumentul ca instrumentul. Dar cum reușești să o combini cu vocea? Pentru că nu e ușor să și cânti la clapele respective, să dai și voce și să sune atât de bine, să se întrepătrundă sunetele acolo. Da, se poate, cu... ca și colegul, cu chitara și cu vocea, sunt alte game, alte... E ca atunci când conduci? Nu. Când conduci, nu mai vorbești, sau vorbești după aceea. Vorbești când conduci. Vorbești după aceea. Dar mi-a fost foarte greu prima dată, învățând câteva acorduri, să-mi dau drumul la voce. Deci nu mă poticneam, pur și simplu. Tocmai de-aia am întrebat. Și după asta, exercițiu. Simplu exercițiu. La mine a fost altfel. Tata ne punea să cântăm. Bine, la mese, cântați, la da. Zile romantice, cântam de copil. Tata cântă foarte bine și ne luam după el. Ne plăcea.
Deci cumva a fost și moștenire acolo. Da, e o moștenire, sigur că da. Și... Spune-mi, te rog, puțin din secretul familiei tale, în sensul de, știu că ești și puțin grec și puțin român. Nu, sunt și... aromân jet pe jet, să ne, să ne înțelegem, nu am nimic. Deci da? Sunt aromân, păi aromân, jet pe jet, se trage ceva din, din Macedonia. Bunicii mei s-au născut în Bulgaria, tata s-a născut în Bulgaria. Au venit în România cu cazul la telul când a fost schimbul de populații. Noi ne-am ținut limba, unitatea, tradiția și sunt foarte mândru de, de aspectul acesta. De ce se spunea român? A românii sunt, vorba domnului Ponescu, că trebuie să spun asta, suntem cei mai români dintre români, dacă puteți să mă credeți. Domnul Ponescu a spus, dau crezare, vă dați seama, la un concert, nu mai țin minte, românii din sud, cei mai români dintre români. Cristina, tu vrei să argumentezi ceva? Vreau să spun că el este unul dintre cei care ține cu tot din adinsul să păstreze tradiția și cântă, se străduiește să cânte cât mai original, cântecele pe care le cântă. Vocea lui nu este modificată în sensul de a, nu știu, a moderniza aceste cântece, nu. Le cântă așa cum le-a auzit de la bătrâni sau probabil exact. de la cei care, pe care i-a auzit în copilărie și le cântă original. Deci de asta este foarte plăcut el. Mai cântă și alții aceste cânte. Dar el este plăcut din cauza acestei voci pe care o are, adevărată, și simte de fiecare dată când cântă cu drag de 1000 de ori același cântec. Mențin originalitatea, asta e cuvântul. Și pentru că despre muzică este vorba, să mai cântăm ceva. Cristi, te rog, e rândul tău. E rândul meu? Bine, nu o să vă cânt, dacă tot a venit vorba de această etnie foarte frumoasă și datorită prietenului și colegului meu am ajuns să-i cunosc mult mai bine. Îmi plăceau pur și simplu, dar mergând aproape de ei am cunoscut mult mai bine, sunt niște oameni excepționali. O să vă cânt un cântec care va fi pe acest album, pe care l-am mai cântat și de asta vi-l cânt, cele noi nu vi le cânt. Se numește Arima mea și este pe versurile unui poet din Craiova, Augustin Jianu se numește. Cântecul se numește Arima mea. Începe cu niște bătăi de inimă. Arima, inima. Adică seamănă puțin cu mine, cu numele meu. Da, Irina. Vedeți de ce vă cânt, apropo de ce s-a discutat adineaui. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Arima mea bate așa un ritm ciudat și sincopat de vechi armân, de vlag român. Arima mea bate așa de vechi armân, de vlag român. Arima mea bate așa. Genă de lup, matcă de stup, de aromân, peleu străbun, dioi sau dac, un zeu strac. Genă de lup, matcă de stup, dioi sau dac, un zeu strac. Genă de lup, matcă de stup, lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Arima mea cântă ceva în ritmul ei, broiesc pelei, pelei călări la trecători. Arima mea cântă ceva, pelei călări la trecători. Arima mea cântă
cântă ceva. Lup, dup, lup, dup. Pe leidaci, pe mutipaci, trop, 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 într-un galop. La Dunăre sunt fulgere, pe leidaci, pe mutipaci. La Dunăre sunt fulgere, pe leidaci, pe mutipaci. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Lup, dup, lup, dup, am colț de lup. Lup, dup, lup, dup, eu nu mă duc. Inima mea nu mă trăda. Eu promit să nu trădez emisiunea în frente. Le mulțumesc ascultătorilor noștri. Avem un mesaj care pare foarte interesant și ar fi frumos de auzit. Ștefania Vasile Opriș ne spune așa: ar fi minunat să se reintroducă în școli învățarea unui instrument muzical. Cu siguranță sunt foarte mulți copii talentați nedescoperiți, unii cu situații sociale și financiare precare, care se pierd în lupta pentru supraviețuire. Apoi promovarea unor artiști ca dumneavoastră ar deschide multe inimi și ar aprinde scântei de emoții și ambiții printre ei, și așa mulți dintre ei, copii și adolescenți de azi, nici nu știu ce înseamnă patriotism. Felicitări pentru emisiune. Vă mulțumim că ne ascultați tuturor. Asta este cea mai mare satisfacție în momentul în care te străduie să faci ceva, și sunt convinsă că pentru cei care lucrează în artă, lucrează este aiurea spus, pentru că nu este un lucru, este o pasiune acolo care se transformă în iubire desăvârșită. Asta este satisfacția, să vezi că celălalt vibrează la ceea ce faci tu. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mai avem 10 minuțele, așa că vreau să vă întreb ce planuri de viitor aveți. Eu sunt prins în foarte multe evenimente. Avem pe 28 la Mediaș, luna curentă 29 la Tâșnad, 30 Baia Mare, pe 1 de centenar suntem, avem două evenimente la Islas și Corabia, pe 2 decembrie la Roma, în Italia, pe 3 Liberty Mall sau nu. Da, Liberty agenda continuă. București, București. Unde putem să vedem toate lucrurile astea, să știm și noi unde ne ducem după voi? Pe pagina oficială Andrei Păunescu, exact. Apar tot timpul evenimentele și sunt și pe pagina lui oficială. Și pe pagina mea oficială, da. Da, deci Andrei, pagina oficială Andrei Păunescu, pagina oficială Vanghele Gogu. Ce ne cânti, Vanghele? Ce ne mai cânti? Aș vrea să vă cânt o piesă care țin foarte mult, să mi duc la ea, să mi duc la vruta mea. La Lilicea.
vocea mea. Mai scurtăm puțin piesele, că mai avem puțin timp. Nu e nicio problemă. Mai avem de cântat. Avem aici felicitări tata pentru Cristinel Dohatcu. Felicitări cine? Felicitări tata. Așa a spus. Fii băiatul meu. Eu trebuie să spun, să transmit mai departe. A zis felicitări că tata. Da. Un glas cald, doamna Irina, sunt doamnă, într-adevăr, dar Irina, puteți să-mi spuneți că eu nu sunt, nu mă ploconesc cu chestii de genul acesta, ne respectăm altfel. Mulțumesc, e o mare emoție când văd lucrurile acestea, dar invitații mei sunt cei mai importanți pentru că ei vin aici și ne încântă cu toate lucrurile pe care le fac și care sunt efectiv minunate, sunt emoționante. Ce le-ați spune voi românilor din ziua de astăzi, cum să se exprime și cum ar trebui să întâmpine o asemenea sărbătoare cum este centenarul Marii Uniri? România a trebuit să simtă că această unire de acum 100 de ani a fost făcută cu multe sacrificii din partea românilor de atunci. Am văzut pe Facebook ceva ce m-a impresionat foarte mult. Au plecat oameni îmbrăcați în costume populare spre Alba Iulia, cu căruțele, să parcurgă tot drumul spre Alba Iulia, din toate zonele țării. Și pe jos, și cu căruța, și exact așa cum s-a procedat atunci. Asta este un lucru foarte frumos și efectiv impresionant, așa vorba aceea, ți se ridică părul pe mână. Sunt oameni care simt într-adevăr însemnătatea acestei zile. Trebuie simțită și trebuie sărbătorită cu cânte, cu poezie, cu măcar atât cu ce putem face acum. Ce s-a înfăptuit atunci a fost ceva impresionant. Vreau să vă argumentez ceva. Nu întâmplător i-am chemat pe acești doi domni, dar care sunt în primul rând artiști, pentru că ei au suflet cald, un suflet care transmite, pentru că au îmbinat poezia cu muzica. Nu există una fără cealaltă. Muzica din ziua de astăzi nu are poezie, din păcate, și tot ceea ce înseamnă folk este practic o muzică cu trăire, cu emoție, cu suflet. E ca acel om care are un trup cu suflet. Dacă avem o muzică fără poezie, avem un trup fără suflet. Drept pentru care, nu întâmplător i-am invitat pe cei doi, pentru că sunt oameni cu suflete mari, oameni care au sufletele cât o Românie mare, vreau să spun și îndrăznesc să spun lucrul ăsta, și vreau să invit încă o dată să ne cânte, pentru că... Da, tot avem an centenar, vom muta două strofe din Tuardeal și treceți batalioane pentru că timpul ne mai permite așa, să mai cântăm cu altă ocazie. Cum să nu? Întotdeauna sunteți invitați aici cu drag. Două strofe. Tuardeală, Tuardeală, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Tuardeală, Tuardeală, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Că tu ne ești vată și din piatră în piatră e tăria unui neam de moți. Asta-i țara noastră, noi nu stăm în gazdă, horea nostru-i risipit pe roți. Tuardeală, Tuardeală, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Ne-au furat barbarii, ne-au căznit mai mari, dar avem în piepturi șapte vieți. Ne vibrează în sânge, până la Putna plânge, clopotul ce bate la râmeți. Tuardeală, Tuardeală, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Tuardeală, Tuardeală, suntem oșteni, templu sfânt, templu sfânt, munții Apuseni. Treceți batalioane române,
arme Carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații, și apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre Marea Unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vin. Da, eu mă abțin cu foarte mare greutate să nu plâng, pentru că eu sunt o emotivă și o sentimentală din felul meu și cu combinația asta cu patriotismul deja mă face praf, ca să zic așa. Doi oameni minunați aici în studioul Vocea Armatei. Vă promit că nu este ultima dată când îi veți asculta aici și nici noi când îi veți vedea. Noi vă mulțumim și vă așteptăm la evenimentele noastre. Susținute de gestionarul acestui fenomen, Cenacul Flacăra, condus de Andrei Păunescu în momentul de față. Mai e ceva de spus și n-am spus despre Cenacul Flacăra? Adică ceva important care nu a fost atins? Da, fenomenul nu va dispărea niciodată. Îl ducem cât putem de mult înainte. Căutăm să găsim și muncim pentru asta. Talente, cum ați primit mesajul dumneavoastră, tinere talente care nu sunt puse în valoare și credeți-ne că avem o pepenieră chiar la Craiova, Mădrina Mun, are niște copii extraordinari acolo, peste 100 ceva de copii, generația Fox se numește, și care duce o muncă foarte frumoasă cu acești copii și unii dintre ei au câștigat foarte, foarte multe premii. Și care pot fi văzuți în cadrul manifestărilor Cenacului, pentru că Andrei îi aduce pe scenă. Cu ocazia asta simt pulsul Cenacului, simt pulsul sălii și simt, învață ce înseamnă Cenaclu cu adevărat. Acești copii cântă, nu? Da, 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 cântă și la chitară și vocal și la chitară și sunt mulți care cântă. Asta vreau să punctez, dacă Cenaclu... Mădălina Amon se ocupă de ei, de la Craiova, și soțul ei. Dacă Cenaclul Flacăra, vreau să punctez și să știm dacă va mai lua forma pe care a avut-o odinioară, aceea de a lansa noi talente și tinere talente. Sigur, asta am spus mai devreme. Deci... Asta am spus mai devreme. Andrei promovează fiecare copil. La Codlea a fost un festival de doar de folk, spre exemplu. Andrei a fost președintele juriului. A ascultat, a audiat copii, a dat premiile și chiar discutam cu Lisa, pentru că la Codlea am fost eu cu el după un turneu care l-am avut în spate. Iată, ne-am zis, da. Obosiți, neobosiți, a trebuit să ne facem treaba acolo. Andrei trebuia să ajungă, că era președintele juriului, și chiar discutam în culise de anumite talente. Nu le rețin numele acum, dar pe scenă vor apărea cât de curând. Câteva cuvinte de la revedere. Te rog, Cristi. Cristinel. Eu? Mulțumesc invitației de a veni în acest studio minunat și căldura cu care am fost primiți. Mulțumesc celor care ne-au privit și îi invităm în continuare să asculte ceea ce cântăm, ceea ce creăm. Cum v-am spus, va urma un CD din partea mea pe care îl voi face și evenimentul voi face public la momentul respectiv. Cum îmi place mie să spun, ca și jurnalist, sunt cu ochii pe tine, abia aștept să văd ce ne vei oferi. Te rog, Vanghele. Eu voi încheia foarte, foarte, foarte scurt, cu trei cuvinte. Lumină, luptă, libertate. Și ne mai cântați ceva pe final. Sigur. Da. Să încheiem așa cum ne-am obișnuit în emisiunea de astăzi. Hai, Bobo. Hai, nu mai te uite. Bo 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 bo
bo bo bo bo bo bo, mi-adunai cu fata cu care mi-ai zis ai. Oi bo 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 bo, de când uvizui mare vreau eu n-acai. Vizui toa mea bană, una hrușuveană, fiatul și-a tărmână, țin parină zână. Vizui toa mea bană, una hrușuveană, fiatul și-a tărmână, țin parină zână. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu fiata cu care mi-ai ghisai. Oi bo 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 bo, de când o vizui mare vreari eu n-acai. Iaste una lună, dulce pir pe lună, soarele din hârie, lele ții ciudie. Iaste una lună, dulce pir pe lună, soarele din hârie, lele ții ciudie. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu fiata cu care mi-ai ghisai. Oi bo 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 bo, de când o vizui mare vreari eu n-acai. Cântic lui de veară, dulții primuveară, le dă dit pădure, niorismă de amore. Cântic lui de veară, dulții primuveară, le dă dit pădure, niorismă de amore. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu fiata cu care mi-ai ghisai. Oi bo 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 bo, de când o vizui mare vreari eu n-acai. Oi bo 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 bo, mi-adunai cu fiata cu care mi-ai ghisai. Oi bo 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 bo, de când o vizui mare vreari eu n-acai. Lumină, luptă, libertate. Dragii mei, aceasta a fost emisiunea Amprente de astăzi. Eu sunt Irina Spilcă și ca de fiecare dată sunt alături de voi, așa cum știu eu și cum mă pricep mai bine. Invitații mei de astăzi au fost cantautorii Vanghele Gogu și Cristinel Dohatcu. I-ați ascultat până mai devreme. Vreau să le mulțumesc încă o dată pentru participare și nu înainte de a vă spune întotdeauna același lucru. Nu uitați în fiecare zi să vă lăsați amprenta asupra fiecărui minut, fiecărei secundă pe care o trăiți, pentru că asta este cel mai important, să lăsăm ceva în urma noastră. Numai bine și o săptămână frumoasă!